trafic într-o anumită perioadă a zilei, da? Acum, noi avem tot sistemul implementat, lipsește o singură chestie, n-am pornit la toate, n-am setat toate autobuzele pe trasee, dar dacă o să vă uitați, o să vedeți că este unul acela care acum arată la Moroasa, el o să fie în mișcare și celelalte le vedem puțin mai greu. Deci ăla, acolo vom vedea exact poziția autobuzului în timp real. Ce nu vă pot arăta acum, nu vă pot arăta că, de fapt, timpul real al autobuzului, de fapt, se vede într-un grafic, într-un sistem grafic, unde îmi arată locul unde este autobuzul, minutul, viteza cu care s-a deplasat. Povesteam că aseară am făcut noi o greșe, am găsit un autobuz care, spre exemplu, avea o porțiune de drum în care s-a deplasat cu puțin peste 40 la oră. Asta este, dar posibilitatea este ca tot timpul dispecerul să vadă și să atenționeze șoferul că a depășit viteza, că n-are niște linearități de plecare din stații, că se vede exact și cum pleci din stații, dar alea sunt alte grafice care nu sunt foarte interesante. De parteneriat cu o sumedenie de chioșcuri, alimentări, buticuri și tot ce există prin orașul Reșița, și nu vă pot spune acum din cap, dar cred că sunt 20 și ceva de puncte pe care noi o să le afișăm, o să vi le dăm și vouă presei să ne ajutați să mediatizăm punctele de cumpărare a biletelor, adică sistemul Timișoara. Cartele? Nu, a biletelor, Cristi. Prima dată începem cu biletele, adică vrei să-ți cumperi un bilet, nu mai vine taxatoarea în autobuz, tu îți vei cumpăra două bilete. De la chioșcul de ziare, dau un exemplu, parcă avem undeva la Motovelo, dincolo, la Miorița, da? Te duci, îți cumperi două bilete, o să vă arătăm practic cum se folosesc, iei biletul, urci cu el, bagi în fantă, îți pune pe el data, autobuzul, tot, și nu mai ai niciun fel de problemă cu taxatorii, controlorii o să mai fie. Problema e că o să fie mai mult și o să facă controle. Adică... Și văd și de aici dacă dispecerul poate să... Cartelele, problema este că noi le-am comandat. E foarte complicat până ajungem să le scriem. Că una este să o scrii pentru, de exemplu, Cristi Franț. Da, trebuie să ți-o scriu ție, personal. Să ți-o scriu, după ce ți-o scriu, să ți-o dau, după aceea să ți-o încarc, dacă vrei portofel electronic, vrei, nu știu ce, poate vrei abonament, poate vrei ceva, să ți-o încarc și abia după aceea intră în valabilitate la prima atingerea ta cu ea de validator. Validatorul o să vă arate colegii mei de la OpenDev. Ai posibilitatea simplă de tot să ți verifici contul de lei care ți-a rămas în card. Plus ne-am gândit tot cu ei, o să existe o aplicație, o au ei, pe care vei putea tu acasă, spre exemplu, ți-o pui pe telefon și nu mai trebuiește să-ți vizualizezi contul în autobuz. Deci îți deschizi că e numai pe numele tău, ai un PIN al tău și deschizi și vezi, bă, mai am loc de 50 de lei, mai am 30 de lei în portofel sau nu știu câte călătorii. Deci ca să vadă fiecare de acasă, dar poți și în autobuz, poți și de acasă. Cam asta e destul de complicat, dar... Vă invita cu tot o altă muncă. Alea și aici, cu care se alea zice? Păi ați văzut unul, chiar l-ați văzut. Deci sunt șase din astea cu punte dublă. Singur cu un soft și... Ionuț. Eu. El e informaticianul de serviciu, tot timpul, cred, nu, Ionuț? El o să ne facă un demo la...
să vă rog pe fiecare, o să vă fac la fiecare. Cum îl cheamă? M-aș primat în familie. Franz Cristian Florin. Florin. Ah, nu? Ț. Ok. Așa. Cristian. Florin. Să ne vreau, știi cumva? Da. 1. Da. 80. Da. 10. Da. Fără ță, da. Nu scrieți cu diacritice. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Ți-am place de pe acum. Să vedem dacă mai ajungi cu diacritice. Așa. Gata, pentru că o să vii să-l validezi. Da, încearcă să-l validezi pe al meu. Deci se activează practic ritual. Poți să vezi, dacă apeși primul buton de sus, ăla unde scrie 1, îți zice și ce ai pe el, știi? Ai validat un bilet acum și ai un abonament valabil până pe 8-8-2019. Și al doilea buton ce faci? E pentru validare experimentală, dacă mergi cu cineva. Da. Da, nu mă să cobor eu, că n-ai credit pe el, ai doar abonament și nu poți. Primul abonament de interes suplimentar ți-a tot timpul bani. Am înțeles. Controlor și gata. Ideea e că se blochează toate din autobuz, nu doar asta. Ca să nu mai poată cineva să-și valideze abia când vede controlul. Bine, poți să facă șoferul treaba asta de aici, dar... Da, și Tomi cere și un bilet. Poți să văd ce aici. Hai să vedem și cu biletele. Frumos, e după aia când le validați. Ține-mi un pic cartul tău. Când le validați dumneavoastră.